Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Moment de mare cotitură spirituală, de mare intensitate energetică și religioasă, un moment de clasificare și de triere, de reculegere și de metamorfoză pe toate planurile. Intuiție și trăiri de mare forță, răsturnări de situație, cotitură de destin, încercări și predestinare. Iată profilul săptămânii care urmează, iată profilul acestei perioade. Vom discuta despre toate aceste lucruri astă seara alături de Ingrid Baciu și de Eugen Mărță. Bună seara și bine ați venit, bine ai revenit, Eugen, în emisiunea noastră. Bine, bine v-am regăsit. Ți-am simțit lipsa o și perioadă a fost doar de voi. Îndelungată. Iată, un moment, am spus, de cotitură spirituală, de mare intensitate energetică, un moment în care lucrurile nu sunt ce par a fi, în sensul că poate dăm importanță unor lucruri, dar sunt foarte multe alte lucruri cărora ar trebui să le dăm cel puțin la fel de multă importanță, lucruri legate de universul nostru interior, de trăirile noastre, de ceea ce trebuie să înțelegem de la viață și așa mai departe. Astăzi seară vom vorbi despre multe situații, vom vorbi despre momentul prezent, cum Ingrid, cum poate fi el catalogat din punct de vedere energetic, vom vorbi despre momente în care noi trebuie să înțelegem lucrurile exact așa cum trebuie să le înțelegem, vom vedea, pentru că vorbim astăzi seară fără doar și poate și despre sănătate, despre modul în care ne putem crește imunitatea în momentul în care este foarte important să facem acest lucru. Eugen o să ne învețe și câteva metode foarte interesante, cum putem să activăm chakrele astfel simple încât, și ușoare, simple și ușoare, astfel încât exact să ne creștem imunitatea, pentru că este important acum să fim cât mai bine poziționați din punct de vedere al energiei. Vor fi și asta este, sunt și momente în care din punct de vedere energetic și din punct de vedere al vitalității este foarte important să fim forță, să fim precum o forță și să evităm, vom menționa și ce trebuie să evităm în această perioadă. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le evităm, pentru că acestea sunt situații, sunt lucruri care ne scad vibrația și care automat ne scad imunitatea și devenim expuși în fața unor pericole pe care poate ar trebui să le mai menționăm chiar atât de des, pentru că, sigur, ele devin, creează o rezonanță care poate fi la un moment dat chiar periculoasă. Bun, Eugen, din punct de vedere energetic, cum am catalogat și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere religios, cum am putea cataloga momentul prezent? Pentru că este clar că el vrea să ne vorbească despre ceva, este clar că Universul vrea să vorbească cu noi, vrea să ne transmită ceva. Oare vrea să ne transmită numai ceea ce vrem noi să înțelegem acum? Foarte simplu, și aș pleca chiar de la ceva ce ai spus mai înainte, și anume că în această perioadă nimic nu este ceea ce pare. De altfel, cu un Neptun care stă de ceva vreme în zodia peștilor și cu un Mercur retrograd care se plimbă pe acolo, nu ne putem baza pe mintea noastră atunci când e vorba de primele impresii, mai ales dacă acestea sunt la cald, adică sub un imperiu, să zicem, afectiv-emoțional. Și atunci eu aș spune că această perioadă este o perioadă chiar foarte bună, cu condiția să o folosim așa cum trebuie. Și anume, haideți să facem o analogie, dacă îmi permiți. Se vorbește, în general, când un om traversează o perioadă dificilă, de exemplu o boală, de afecțiuni ușoare care se duc pe picioare și afecțiuni mai grele care necesită repaus la pat. Ce s-a constatat? Că, de fapt, nu atât tratamentul în sine este important. Da, este important, dar repausul la pat este și mai important, pentru că oferă ființei umane posibilitatea să se regenereze. Analogic, ce ar fi echivalentul repausului la pat la nivel de lume, la nivel de societate? Să se agite mai puțin, să stea mai mult în casă, să mai reflecteze asupra acțiunilor realizate. Și practic putem spune că în acest moment chiar societatea are nevoie de un fel de tratament, dar nu un tratament medical. Da, și tratamentul medical este necesar și respectăm activitatea medicilor, dar nu ne putem baza numai pe ei când avem o conștiință. Și aș porni de la următorul aspect. În această perioadă se vorbește foarte mult de curățenie, de igienă, se fac glume că filmul cel mai preferat este Cu mâinile curate, a lui Sergi Nicolaescu. Adevărul este că acel film, dacă este să-l menționăm, se referea la puritatea conștiinței. Era vorba de un comisar care căuta să nu se lase corupt, să nu se lase murdărit. Ori părerea mea este că omul întreg, omul total, omul religios, homo religiosus, omul spiritual, creștinul,
are o conștiință și această conștiință îi spune la un moment dat dacă el a acționat corect într-o anumită perioadă sau nu. Pentru că, Alina, dar cum s-ar gândi acum? Cum mi-am trăit o viață? Am trăit-o frumos, armonios, am respectat legile naturii, am avut grijă de corpul meu fizic, am avut grijă de semenii mei, m-am rugat la Dumnezeu. Un asemenea om știe că are imunitatea intactă. În toate bolile din lume s-a constatat că sunt oameni care au imunitate perfectă și nu se atinge de ei nicio boală. Au fost oameni care au fost bolnavi de boli grele și s-au vindecat și prin rugăciune și prin credință și prin puritate și prin gândire pozitivă. Și atunci, dacă omul este îngrijorat și trebuie să recunoaștem că oamenii sunt îngrijorați în această perioadă, asta înseamnă că ei, dacă își fac o analiză, conștiința lor le spune nu prea acționat corect în ultima perioadă. Te-ai neglijat, ai neglijat corpul tău fizic, ai neglijat legile naturii, ai neglijat legile lui Dumnezeu, i-ai neglijat pe seminii tăi și atunci din cauza asta omul se teme. Cu alte cuvinte, perioada asta eu cred că este o perioadă de bună reflectare și cred că unii dintre voi vom avea și condițiile materiale să fim mai liniștiți și să reflectăm o perioadă, astfel încât să pregătim un sat spiritual care este anunțat de celelalte planete, Saturn, Pluto, Jupiter, Marte în Capricorn, care au și ele acolo o evoluție foarte interesantă. O să vedem, sigur că da, o să analizăm și puțin din punct de vedere astrologic perioada chiar în acest moment, pentru că sunt niște lucruri absolut fantastice. Totul se leagă într-un mod extraordinar de interesant. Oricum, momentul trebuie abordat clar, clar, spiritual, filozofic, Ingrid, pentru că altfel riscăm să nu înțelegem esența ceea ce se vrea de la noi, vorbesc de sus. Nimic nu se întâmplă pe pământ fără un scop în cer. Exact. Dacă o să tratăm lucrurile doar din punct de vedere uman, să spunem așa, adică pe principiile strict umane și o să ne... S-ar putea să nu-i dăm de capăt. Exact. O să luăm totul saturnian, cum spun astrologii, adică pe griji, pe... nu știu, ce trebuie să facem doar la nivel concret, nu că nu este important și acest lucru, dar este departe de a fi suficient. Dacă, în schimb, o să tratăm problema și din punct de vedere spiritual, și pentru că acum se dezvoltă foarte multe forme de vampirism. Vampirism nu le mai numim, că n-are rost. Trebuie să ne punem la adăpost. Imunitatea asta organismului nu crește doar așa, pur și simplu, sau nu făcând exact lucrurile opuse, exact ceea ce cam facem acum, luați de val. Deci trebuie să fim foarte atenți în această perioadă, cum ne poziționăm față de univers, ca să primim susținerea universului. Și dacă să vrem să protecție. Ne crească imunitatea, trebuie să avem grijă, în primul rând, să nu ne scade. Și când ne scade imunitatea, când suntem triși și deprimați. Da, chiar te-am rugat să ne explici puțin cum funcționează chakrele și cum putem să distribuim, să folosim corect energia asta a chakrelor ca să ne crească imunitatea în această perioadă atât de importantă din acest punct de vedere. Ingrid, tu cum ai cataloga momentul prezent? E un punct nodal. Un punct nodal, da. Ne întâlnim cu noi înșine. E o perioadă în care ne întâlnim cu noi înșine, cu emanația, cu rezonanța multor incoerențe și ieșiri din acea, așa, extraordinară lege a rezonanței despre care s-a tot vorbit, cel puțin într-o Românie care încă se află într-o perioadă de tranziție din toate punctele de vedere, deși au trecut 30 de ani de la schimbarea unui regim politic un altul. România încă se autotranzitează și tranzitează cam tot ce ar fi trebuit de mult, să depășim o stare de tranziție și să ne așezăm, în, cum ai spus, bine ai spus, într-o filozofie, într-un mod de viață. Da? Noi suntem, dacă vrei, din punctul de vedere al exercitării libertăților, încă o civilizație care reînvățăm sau învățăm. Unii sunt la, nu sunt foarte tineri, alții... Noi ne-am exersat greșit adesea ca societate și în general tot ce a fost în acest fost bloc comunist, ne-am exercitat foarte greșit libertățile. Ne prinde cu garda jos, din păcate ne prinde cu garda jos, pentru că Alina spune un lucru, uite cum multă lume a sesizat, domne, toată lumea s-a grăbit să ajungă în mall-uri, în farmacii, în... Da, n-am văzut pe nimeni să ducă și să umple acele librării specifice de cărți de rugăciuni, de spiritualitate, de... Noi am vorbit aici și vorbim de foarte mulți ani că vorba ta, nu, cum bine spui, principiul este acela biblic, ceea ce este sus este și jos. Dom'le, dacă întâi nu era în plan energetic informația, s-a
un tip de masă critică energo-informațional se află acum predominantă și nu reprezintă lumina. Noi trebuie să readucem un principiu energetic, să atingem, să reechilibrăm. Vorbiți aici de creșterea valorilor sistemului imunitar, atât în plan spiritual, în primul rând, cât și în fizic. Oameni buni, dar măcar să păstrăm cu ce am intrat în această criză. Vedeți, însă, și starea de urgență de ce este făcută? Pentru că populațiile lumii, în general, nu respectă chestiuni de minimă interacțiune. Să nu mai tușească fără să pună mâna la gură. Dacă simți că ești un pic, ai o problemă de sănătate care merge pe respirator, care, spre exemplu... Lucru care pe vremuri se considera de bun simț. Doamne, da? Deci despre asta este vorba, exact. Starea de urgență ne reîntoarce, practic, aici am vrut să ajung, la ce spui Eugen. Unde n-am vrut noi să ajungem de bunăvoie. Ne reîntoarce la chestiuni de minim bun simț, de minim bun simț și această izolare pe termen nedeterminat, da? Să știi că va produce și o reîntoarcere în sine și vom sta față în față cu noi. Îmi pare rău, cred că vor fi multe și probleme. Apropo de igiena afectivă, mentală, încă nu s-a vorbit, vor fi depresii, nu? Vor fi probleme, vor fi căderi de natură psihologică. Nu închizi în casă pe oricine. Ok, va trebui foarte mulți dintre noi să ne restrângem drumurile, dar ce facem cu cazurile de depresii, depresii severe, distimiți și așa mai departe, oameni care vor fi izolați, sunt oameni singuri, tineri, foarte mulți oameni singuri, tineri, da? Care totuși până la această situație aveau probleme de natură afectivă. Da, eu nu aș vrea să vorbim strict de situația aceasta, aș vrea să vorbim despre momentul prezent. Cine a avut un bagaj? Fără un indiciu către cel cine a avut un bagaj de măcar repere, cât de cât se va descurca de minune. Revenim la subiect. Deci, momentul prezent. Da, Eugen? Deci, momentul prezent. Spuneam că este un moment delicat din punct de vedere spiritual, din punct de vedere energetic, din punct de vedere al sesizării unor lucruri așa cum vrea Universul. Deci acum se pune problema în felul următor. Ce vrea Universul de la noi? Adică niște forțe superioare nouă pe care a le nega înseamnă să fii de-a dreptul ridicol. Ar trebui să fii ridicol sau chiar tâmpit de-a dreptul, să negi că există forțe superioare nouă. Și ceea ce vrem noi de la forțele acestea, să ne facă diverse mofturi și așa mai departe. Exact cum spunea un preot într-o emisiune trecută, că nu realitatea este împotriva noastră, ci noi împotriva realității. Mi s-a părut genial cum a pus problema și așa este. Noi trebuie să înțelegem în momentul prezent, deci noi discutăm acum în general, către orice fel de atenționare care vine din exterior, de la univers, fie că va fi vorba despre un cutremur, despre o epidemie, indiferent, nu ne centrăm pe ceva anume acum. Dar și pe ceea ce se întâmplă, sigur că da, noi trebuie să fim de fapt atenți nu asupra situației în sine, ci asupra ceea ce vrea Universul de la noi, de fapt. Ceea ce este dincolo. Și atunci când te îmbolnăvești de ceva minor sau când cazi, te împiedic și cazi. Multe lume o să spună, domnule, este superstițioși, că le dați tuturor lucrurilor o tentă mistică și așa mai departe. Nu le dai o tentă mistică, dar lucrurile sunt corelate între ele, de la o banală tăietură la deget până la o banală migrenă sau o banală ciofibrăceală sau habar n-am, lucrurile există într-o sinergie. Deci totul se întâmplă pentru că tu ai făcut ceva greșit care a determinat treaba respectivă. Deci oamenii care vor trata momentul prezent cu înțelepciune și vor înțelege că din orice situație prin care treci, tu trebuie să înțelegi ceva și nu ceva să zici că, nu știu, aoleu, n-am făcut eu știu ce și pățesc. Nu, la modul că trebuie să înțelegi ce ai greșit sau cum să te poziționezi corect, să ai mai multă încredere în tine, să ai încredere în Dumnezeu, să fii armonios, să fii echilibrat, să, nu știu. Dacă vrei imunitate, ca organismul tău să aibă imunitate, tu trebuie să ai imunitate în fața unor lucruri care vin din exterior către tine. Dacă eu spun lui Eugen, simt eu că mâine ți se întâmplă ceva rău, Eugen nu trebuie să cupleze la panica aceasta pe care doar să fiu mai atent. Ceea ce oricum e bine. Nici măcar. Da. Fiecare om trebuie să aibă un echilibru. Fiecare om trebuie să aibă un sistem de protecție care să fie strict între noi și Dumnezeu. Să nu include neapărat elemente exterioare. Adică ideea este că perioada aceasta testează credința fiecărui om în Dumnezeu și până la urmă în forța lui interioară. Da. Deci cred este un moment de mare cotitură energetică-spirituală. Cred că Universul așteaptă acum de la noi
obiectivare și asumare. Adică să ne mai și asumăm consecințele acțiunilor noastre. Pentru că trebuie să recunoaștem că am trăit în ultimii ani și noi românii, în special, dar și lumea în general, așa într-un fel de nebunie, într-un fel de teatru al absurdului în care eram cu toții grăbiți să facem ceea ce facem toată lumea, fără să ne întrebăm unde vom ajunge într-un final. Și ne-am obișnuit foarte mult să luăm credite, nu de la bănci. Și de acolo oamenii câteodată iau credite în mod irresponsabil și nu pot să le plătească, dar am luat credite de la natură, am luat credite de la Dumnezeu. De exemplu, ne-am bătut joc de sănătatea noastră. La greu, ăsta este adevărul. Dar speram că primim un credit de la natură și că o să mai putem fi sănătoși o perioadă. E, de obicei, înțelepții spun că pentru cei mai mulți, feedback-ul karmic vine abia în viața următoare. Credeți-mă, e târziu. Adică dacă asta se întâmplă abia în viața următoare, unii oameni cu intenții rele spun foarte bine, o să mă distrez în viața asta cât vreau și văd de după aceea ce mai fac. Ei nu, această perioadă, sub influența categorică a profesorului astru numit Saturn, în Capricorn și cu Pluto pe acolo pe aproape, care aduce luciditate și obiectivare, e clar că Dumnezeu sau natura așteaptă de la noi și, sigur, Dumnezeu și natura au răbdare. Noi ar trebui să nu lungim prea mult perioada asta de tranziție de care vorbea Ingrid. Pentru că acum vine scadența și nu ieșim prea bine la scadență. Adică momentele astea de luciditate pe care ne oferă această perioadă ne arată că am deviat cumva de la cursul naturii și de la legile spirituale destul de mult. Și ceva despre tranziție. Tranzițiile sunt bune, sunt utile, sunt chiar necesare, dar nu trebuie să dureze prea mult. O tranziție seamănă cu o operație. Cât vrei să dureze o operație? Medicii sunt disperați să facă operațiile cât mai scurte, pentru că operația în sine e o perioadă periculoasă. Îți va fi mai bine după operație, dar operația nu vrei să dureze mult. Ori noi, românii, cel puțin, parcă lungim această perioadă de tranziție, nu știu, mult, prea mult. Păi, nu e confortabil și... să nu-ți asumi nimic? Exact. Dar da, uite că vine scadența. Aș vrea să dăm și niște sfaturi concrete, dacă se poate, să vedem cum putem, pentru că, spuneam, este o perioadă foarte importantă din punct de vedere energetic, deci trebuie să vedem cum putem crește în această situație puțin delicată din punct de vedere al energiilor care rulează în jurul nostru, cum putem să lucrăm cu energia subtilă, cu chakrele, cu cum putem să ridicăm vibrația, să creștem vibrația și până la urmă cum putem să reglăm această energie care circulă între chakre, Eugen. Se știe și deja toată lumea știe, este un lucru cunoscut, că ființa umană funcționează cu 7 energii fundamentale. Vitală, sexuală, pasională, afectivă, mentală, supramentală și spirituală, care poate fi această energie subtilă acumulată și controlată la nivelul a 7 centri de forță, 7 chakre. E bine, în yoga se știe foarte bine că anumite calități sunt date de anumite chakre. De exemplu, forța și puterea fizică, vitalitatea, este dată de prima chakra, evident. Muladhara, centrul energiilor de pământ, sau puterea de regenerare. De exemplu, să te regenerezi repede, după o rană, după o boală, e dată de svadhisthana, dar imunitatea. E bine, imunitatea este poate cel mai complex proces al ființei umane și haideți să definim imunitatea. Imunitatea este capacitatea unui organism de a-și menține identitatea proprie, caracteristicile proprii, în ciuda factorilor perturbatori de mediu. E bine, imunitatea este singurul aspect din ființa umană care implică și necesită participarea, intercolerarea tuturor celor 7 chakre. Este ceva fantastic, este ceva extraordinar. Și am să trec foarte repede prin fiecare. De exemplu, am să plec de la centrul afectiv, anahata. De ce? Pentru că, într-adevăr, anahata guvernează activitatea glandei timus, care produce acele leucocite T atacate de altfel și de virusul HIV și de aceea SIDA este un sindrom grav, limfocite T care practic conduc procesul de apărare al organismului în fața factorilor externi, microorganisme, bacterii, virus și așa mai departe. Deja se știe atât de bine în lumea medicală că stările psihice proaste, de singurătate, de tristețe, de depresie, de anxietate, duc la scăderea imunității, încât deja termenul a fost împrumutat în medicină. Acum se vorbește despre depresia sistemului imunitar, adică un termen care a folosit în psihologie, acum s-a transferat în medicină. Și atunci este clar că, și tu spuneai la un moment dat, Alina, să fim atenți că dacă ne dorim o imunitate mai bună, în primul rând să nu o pierdem. Păi cum o pierdem? Fiind exact
triști, deprimați, preocupați, îngrijorați, temători. Exact asta nu trebuie să se întâmple. Da, putem privi realitatea obiectiv, putem lua toate măsurile necesare ca să ne protejăm, dar fără să ne stricăm starea. Dimpotrivă, cu bucurie de viață și cu recunoștință pentru că am primit această viață de la Dumnezeu, care e o mare șansă pentru noi. Și atunci, în primul rând, trebuie să avem centrul afectiv deschis. Atenție, traversăm o perioadă interesantă pentru că există o tendință a oamenilor de a nu mai da mâna, de a nu se îmbrățișa. Da, ok, și asta este bine, dar ce este dincolo de asta? Pentru că noi putem să avem o frăție sufletească și spirituală și dincolo de gesturi. De altfel, gesturile de multe ori pot să fie ipocrite. Putem să dăm mâna, putem să pupăm pe cineva și să nu ne pese de persoana respectivă. Eu zic altceva. Haideți să fim atenți în această perioadă, să nu ne îndepărtăm de noi, să fim cât mai umani, să ne iubim cât mai mult, mai ales acum. Și atunci, Anahata chakra, fiind activă, ne va proteja foarte bine. Plus că guvernează activitatea inimii, chakra inimii, plus că guvernează activitatea plămânilor și îmbunătățește respirația și se știe. Oxigenul este plăcut de organismele superioare, adică nouă ne face bine, și este neplăcut pentru organismele inferioare, pentru virus care sunt la limita de viață și moarte și fac parte dintre organismele foarte primitive, care nu iubesc oxigenul deloc. Deci, Anahata chakra. Apoi, mergem un pic mai jos pe Manipura, centrul energiilor focului, numit și Hara în artele marțiale. Ce nevoie avem de acest foc? E bine, toată activitatea organismului nostru, inclusiv confruntarea cu agenți patogeni, produce mizerii, la fel ca și activitatea civilizației umane, produce gunoaie. Aceste mizerii trebuie arse, trebuie să ne debarasăm de ele. Ce energie va face asta? Evident, energia focului. Și atunci, Manipura ne ajută să ardem, să neutralizăm toxine, tot felul de substanțe care ne pun în pericol identitatea. Deci și de centrul energiilor focului avem nevoie. Acum coborăm și mai jos. Svatisthana, centrul energiilor sexuale de regenerare ale apei. Presupunând că la un moment dat ne-am îmbolnăvit sau s-a produs o mică traumă, trebuie să ne regenerăm cât mai repede. Este de neimaginat să ne putem regenera fără participarea energiilor de apă. Și ca să mergem până la capăt, jos de tot Muladhara, orice încercare, inclusiv o boală sau afecțiune oarecare, ne solicită vital. Suntem mai obosiți. Mai mult decât atât, chiar se recomandă când experimentezi o astfel de perioadă să nu mănânci foarte mult, pentru că mâncarea multă îți dă de lucru suplimentar. În lumea animalelor, toate animalele când se îmbolnăvesc nu mai mănânc, e adevărat, slăbesc, dar se și vindecă. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, cum ai să reziști la post sau la un regim mai auster dacă tu n-ai vitalitate? Și atunci, și prima ceacă, dându-ne vitalitate, ne apără. Acum să mergem în sus. Centrul energiilor intuiției, Vishuddha chakra. Mai este numit centrul energiilor atemporale, dar mai este numit și centrul de rezonanță cu arhetipurile. Iar arhetipurile sunt exact cele care ne mențin în viață, pentru că organismul nostru tot timpul are un schimb informațional cu universul care ne menține în forma noastră cea mai bună, pentru că există undeva în univers arhetipul omului perfect sănătos. Și noi trebuie să păstrăm legătura cu acest arhetip. Ori această legătură se realizează prin Vishuddha chakra. Plus că Vishuddha chakra accentuează și starea de puritate. Și atunci când un om este pur, nu prea se, apropie de el și chiar dacă se apropie, nu-l infectează, nu-l contaminează agenții impuri, ca să zic așa. Și am ajuns la cel de-al treilea ochi, Ajna chakra, care aparent poate să fie prea sus, ar putea să zică unii. Ce? Ajna este pentru iluminare, pentru voință superioară, nu este adevărat. Chiar dacă avem o intuiție și intuiția ne spune, uite, este bine să procedăm așa, avem nevoie și de o forță, de o putere, de o voință pentru a urma traseul optim. Și această forță este dată de Ajna chakra. Și, nu în ultimul rând, Sahasrara. Pentru că Sahasrara este sediul Eului Superior, al Sinelui Suprem, și, practic, acolo noi vibrăm la unison cu divinitatea. Ori, hai să presupunem că cineva este vital. Care energie sexuală de regeare, are energie de foc, are energie afectivă, dar le are pe toate, dar are o karmă proastă. Și această karmă proastă spune că el trebuie să treacă printr-o perioadă dificilă, poftind să se îmbolnăvească. Cine îl salvează atunci? Grația divină, evident. Și pe unde se manifestă grația divină la nivelul Sahasrara? Este greu ca această grație să ajungă la noi, energetic vorbind, dacă Sahasrara este închisă. Ea este, există tot timpul, a fost dintotdeauna, dar nu o percepem noi cu Sahasrara închisă, la fel cum un orb nu vede lumina, chiar dacă îi pui în față un reflector. Și atunci, rețineți,
cei care practicați yoga sau cei care sunteți interesați, nu este suficient să vă mențineți activată o singură chakră, două sau trei. Pentru imunitate sunt necesare toate. Și un pic mai târziu, dacă vreau să discutăm despre cum le putem activa simplu, ușor și practic. Da, foarte interesant să discutăm cum putem activa energia fiecărei chakre. Este foarte interesant explicația lui Eugen. Trebuie să înțelegem că și imunitatea aceasta organismului, în primul rând, ea trebuie asigurată la nivel energetic. Evident. Exact. În momentul în care tu ai un perete energetic impecabil, nimic nu te poate lovi din exterior. Pe de altă parte, nu este deloc ușor să creezi acest perete energetic, pentru că orice vibrație de joasă natură, orice gând, că e o depresie mică, nu trebuie să fie din prima ceva mare, orice frică, orice spaimă, orice necaz pe care nu poți să-l elimini sau să-l transformi în ceva, nu știu, să tratezi un necaz la nivel filozofic, să te gândești, domne, de ce am avut eu necazul ăsta? Păi, la nivel filozofic, cred că Universul a vrut să-mi transmită lucrul ăsta și nu înseamnă că suntem cu capul nor sau suntem, nu știu, niște oameni care trăim cu capul în stele dacă dăm explicații filozofice lucrurilor concrete prin care trecem. Înseamnă că pur și simplu te detașezi de concret unor situații care oricum sunt de natură materială și oricum nu le luăm după noi pe lumea cealaltă, că practic nu e nimic din exact concret pe lumea cealaltă. Dacă pornești la nivel de filozofie de la ideea că nu e nimic pe lumea cealaltă după tine și că este ideal să te detașezi de orice ține de natură concretă, fie că e vorba de o pierdere materială, emoție și așa mai departe, din start tu te protejezi în fața oricăror evenimente sau elemente care te pot agresa. Deci ce trebuie să înțelegem, Ingrid, poate ne explici puțin, trebuie să înțelegem că această imunitate se poate crea prin lucruri foarte ușor de realizat, de făcut, în acest moment, dar că este vital să asigurăm o imunitate impecabilă organismului nostru, care vine nu doar din, mă rog, lucruri concrete, vine și din energie. Deci trebuie să fim foarte atenți cum jonglăm cu energia în această perioadă. Exact. La nivel planetar, în ultimele, în ultimii mai mult de 3 decenii, umanitatea a manifestat o întoarcere către sine absolut periculoasă, o închinare la idol, idolul eu, oglinda, aparatul, selfie-ul, absolut periculoasă. Omul a ieșit din har, omul a ieșit din grație. Omul a ieșit din conexiunea, el nu mai este conectat la energiile vieții degeaba, din punctul meu de vedere, vorbim de chakre, dacă nu se înțelege, intrările și ieșirile, să înțeleagă telespectatorii, cum sunt numite în creștini și în științele străvechi. Ai văzut la botez un preot creștin, când boteză un copil, îi miruiește intrările și ieșirile. În mod specific, anumite zone sunt miruite, pecetluite, cu har și dar, cu mir și cu cele spuse de preot. Da? Ei bine, aceste intrări și ieșiri, ele n-au mai funcționat, au fost într-o distorsiune continuă, severă, chakrele au suportat adesea inversiuni de pe zona de lumină, au intrat pe zona de întuneric, au suportat chiar o întoarcere fantastică la propriu către sine, omul a intrat într-o stare de autodevorare, de unde sistem imunitar. Atâta timp cât aceste chakre, intrări, ieșiri, numiți-le cum vreți, nu sunt conectate din nou, nu le vom reconecta la lumină. Creștinul știe să o facă prin rugăciune, prin simpla afirmație, cred în Dumnezeu, dar însoțită de acțiune. Pentru că acolo unde energia nu întâlnește acțiunea, Alina, foarte pe scurt, societatea umană, in integrum, în ultimii mai bine de 30 de ani peste tot în lume, a intrat într-o stare de, îmi pare rău să o spun, dar o spun ca atare, de civilizație împotriva creștinismului la propriu, anticreștină, pentru că omul s-a îndreptat strictamente către sine, plăcerile și aspirațiile lui de ordin mental, strict mental, pe un mental inferior, pe un mental care să aparțină această gândire, știi, cum se spune în spiritualitate, mintea superficială, da? A renunțat la acea zonă de minte profundă, de mental conectat la ce? Vorbeai de conștiință. Ce înseamnă conștiință? Etimologia cuvântului, a ști împreună cu Dumnezeu. Asta este etimologia cuvântului. Omul nu a mai știut împreună cu Dumnezeu în ultimele decade, da? Omul nu a mai fost în conexiune.
omul n-a mai primit energia și informația specifică. Da. Dar sistemul imunitar spiritual... Am cer scuze, o să revenim cu subiectul emisiunii după publicitate.